45. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Amin. Vă invit să plecăm capetele în rugăciune și vă cere binecuvântarea Domnului peste momentele pe care le petrecem înaintea Lui. Tatăl nostru, îți mulțumim că ne-ai lăsat un cuvânt plin de putere, dar pentru că recunoaștem neputința noastră în a înțelege și chiar în a verbaliza cuvântul Tău, te rugăm așa de mult, același Duh Sfânt care a insuflat aceste scripturi să fie în seara aceasta în locul acesta. Ne rugăm să fie peste predicatori, ne rugăm să fie peste ascultători. Ne rugăm să ne deschizi mintea, să ne deschizi inima, să nu fim ascultători împietriți, ci să fim ascultători care înțeleg și care împlinesc cuvântul Tău. Recunoaștem că despărțiți de Tine, Doamne, nu putem să facem nimic. De aceea te rog așa de mult, Doamne Iisuse Hristoase, să ne iei pe fiecare dintre noi în mâinile Tale și să ne prelucrezi, Doamne, cum olarul prelucrează lutul. Te rog așa de mult ca orice stare, orice lucru, orice atac a celui rău, plănuit de el pentru seara aceasta, pentru sufletele noastre, Doamne, să dai la o parte numele Domnului Iisus Hristos. Doamne, orice distragere a atenției noastre, orice piedică a trupului, Doamne, te rog să dai la o parte. Și fie ca Domnul Iisus Hristos prin cuvântul Lui să fie înălțat în locul acesta. Doamne, dacă este nevoie, lucrează Tu cu minuni ca să putem, Doamne, fiecare dintre noi să primim această siguranță, certitudine a mântuirii prin Domnul Iisus Hristos. Cerem și chemăm în locul acesta lucrarea desăvârșită, puternică, eficientă a Duhului Tău cel Sfânt. Ne încredem în Tine și Te așteptăm în locul acesta să lucrezi cu mare putere. Te rugăm toate aceste lucruri în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu pentru că este pentru mine un extraordinar de mare privilegiu să predic cuvântul lui Dumnezeu. Este un privilegiu extraordinar. Mulțumesc fratelui prezbiter care m-a invitat în locul acesta, mă gândesc cu acordul dumneavoastră și și-a luat riscul ăsta mare de a mă chema și de a vă da în știre cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta aș dori să am un mesaj despre mântuirea din moartea spirituală. Și mesajul acesta este foarte simplu, se împarte în două părți. În prima parte aș dori să vorbim împreună, să înțelegem și să primească sufletele noastre o realitate despre starea de căzut a sufletelor noastre. Și în a doua parte aș vrea să vorbim despre salvarea divină. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel în locul acesta și Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel începe negativ. Niciunuia dintre noi nu ne place, nu într-un fel, ca cineva să vină să ne arate un lucru greșit din prima, nu? Și să spune că dacă vrei să spui un lucru rău cuiva, întâi trebuie să-i faci o apreciere. Dar de fapt, lucrul pe care vrei să-l spui, în realitate, este ce vine după dar. Frate, uite, așa, 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 dar uite, vreau să spun ceva. Și de fapt asta au vrut să spună, ce vine după dar. Ce-a fost înainte a fost numai o introducere ca să te anestezieze puțin. Duhul lui Dumnezeu nu ne anestezează în seara aceasta, ci Duhul lui Dumnezeu începe cu noi arătându-ne starea noastră decăzută, starea noastră păcătoasă.
Și motivul pentru care face Dumnezeu lucrul acesta nu este ca să ne învinovățească, ci motivul pentru care Dumnezeu face lucrul acesta este deoarece El vrea să ne ducă spre acceptarea soluției. Dacă în seara aceasta tu nu înțelegi starea în care ești, tu nu vei alerga la Domnul Iisus Hristos. Dacă un doctor care trebuie să te diagnosticheze corect îți dă un diagnostic fals, soluția, medicamentul pe care ți-l va da va fi greșit. De aceea este necesar ca în prima parte medicul sufletelor noastre, care este Domnul Iisus Hristos și care lucrează prin Duhul Sfânt, în prima parte El vrea să ne arate cum arată sufletele noastre. De ce avem nevoie de Dumnezeu? De ce despărțiți de Dumnezeu suntem terminați? De ce? Acesta este primul lucru pe care ni-l prezintă în textul acesta. Starea decăzută a omenirii. Și despre această stare decăzută a omenirii, El în primul rând ne spune cine face parte din această stare decăzută. În versetul 1 spune așa: cine? Voi. Care voi? Care voi? Voi toți oamenii. Pentru că Apostolul Pavel în versetul 3 spune: între ei eram și noi. El se adresează și creștinilor și necreștinilor. Ne prinde pe toți la oaltă. Și acum vă întrebați, oare oamenii ăștia despre care vorbește Scriptura că sunt morți, este o imagine aici, o metaforă, morți în greșelile și în păcatele lor, nu soare oamenii ăștia cei mai răi a societății? Nu scursurile societății? Cine o fi oamenii ăștia? Voi, noi? Păi Pavel se pune pe el însuși în categoria aceasta și aduceți-vă aminte din cuvântul lui Dumnezeu că Pavel nu a fost un om imoral. Pavel n-a fost un hoț, n-a fost un curvar. Pavel a fost un om extrem de moral. Auziți ce spune el în Filipeni, capitolul 3? Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Eu care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, auziți, fără prihană. Un om fără prihană, din punct de vedere al legii, spune despre el că a fost mort spiritual. Și Dumnezeu spune și despre tine și despre mine, dacă sunt despărțit de Hristos, că sunt ca un om mort. Bineînțeles, limbajul se referă la starea noastră spirituală, nu la starea noastră fizică. Așadar, în cercul acesta a oamenilor morți spiritual, intrăm noi toți, noi toți. Apoi ne spune Apostolul Pavel aici că noi avem o problemă cu caracterul nostru. El spune: voi erați. Nu spune întâi: voi vă purtați. Pentru că în lume noi auzim în felul următor. Zice: mă, știu un băiat bun. Zice, e aproape ca un pocăit, numai că e slobo la gură. Ați auzit oamenii vorbind așa? Zice, el un băiat extraordinar de bun, numai că cam îmi plac femeile și umblă aiurea. Zice, în restul e un băiat extraordinar de bun. Biblia nu spune că problema noastră este cu conduita noastră, cu faptele noastre. Este o eroare asta. Dumnezeu nu acuză și nu condamnă la noi întâi de toate faptele noastre. Dumnezeu ne arată întâi de toate că problema noastră este cu caracterul nostru. Pentru că conduita noastră decurge din caracterul nostru. Eu fac ceva pentru că sunt cumva. Și Pavel spune: voi erați morți. Nu spune: voi vă purtați ca morți. Voi erați morți. Și Domnul Iisus Hristos a arătat, deslușit lucrul acesta, când a spus din inimă: yes, problema noastră este cu lăuntru nostru, nu cu faptele noastre. Omul nu poate rezolva problema vieții sale corectând comportamentul. El are o problemă cu lăuntrul lui, cu inima lui, cu ceea ce este el. Și lucrul acesta este foarte important. Problema fundamentală a omenirii, dacă, din punctul meu de vedere, dacă oamenii ar înțelege acest singur lucru, problema fundamentală a omenirii ar fi rezolvată. Oamenii cred că problema omului sunt comportamentele. Și atunci încearcă să corecteze comportamentele. Problema este că nu este rezolvată rădăcina problemei, sursa problemei, izvorul problemei, care este inima. Și degeaba corectezi comportamentele, pentru că inima rămâne la fel și acea inimă stricată va debita în continuare lucruri stricate. Apoi spune: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Care este problema fundamentală a omenirii? Problema societății noastre nu sunt bolile. Problema societății noastre nu sunt problema nu este lipsa banilor. Problema nu este faptul că nu avem politicieni care nu sunt corupți. Problema nu este că nu avem spitale mai bune în România. Problema nu este că nu avem învățători competenți. Care este problema omului? Știți care este un lucru pe care oamenii nu-l înțeleg de mii de ani? Că problema omului fundamental este păcatul.
Dacă noi credem că venind la Dumnezeu pentru bani, pentru a ne scoate din necazuri, pentru a ne vindeca de boli, pentru a face Dumnezeu alte și alte și alte lucruri, și dacă credem că lucrul acesta este rezolvarea problemei noastre fundamentale, greșim enorm. Greșim fatal. Greșim în asemenea măsură încât eternitatea noastră este în joc. Problema omului, repet, este păcatul nostru. Asta a venit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos să rezolve în viețile noastre. Apoi spune, bineînțeles, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară. La ce se referă cuvântul ăsta, trăiați? Cuvântul acesta, trăiați, nu se referă la un păcat făcut în mod accidental. Niciunul dintre cei care suntem aici nu suntem lipsiți de păcat. Dar, când Biblia vorbește despre a trăi în ceva, înseamnă a avea un stil de viață în felul acesta. Fiecare dintre noi, eu nu sunt aici să vă vorbesc dumneavoastră și să vă spun dumneavoastră că voi sunteți răi și eu sunt bun. Nu asta vreau să vă spun. Dar vreau să vă spun că un om care e mort, care e mort în greșelile și în păcatele lui, este un om care trăiește în păcat. Și pericolul cu cei care vin în adunare și stau de zeci de ani în adunare și s-au născut poate în familii de pocăiți, este că ei cred că pentru a veni la grupele de copii, pentru că s-au dus la fanfară, pentru că după aia s-au dus la cor, pentru că după aia nu știu ce ceremonii și lucruri religioase au făcut, starea lor spirituală este bună. Când de fapt testul final al morții spirituale este dacă trăiesc sau nu trăiesc în păcat. Aceasta este întrebarea fundamentală în starea aceasta. Trăiești în păcat sau nu? Eu nu te întreb dacă faci păcat, ci dacă trăiești în păcat. Dacă cineva se uită la o perioadă lungă din viața ta și când se uită la viața ta, la toate domeniile vieții tale, vede păcat, 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 o trăire în păcat. Aia este moarte spirituală din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Nu este viață de Dumnezeu acolo. Nu este viață de sfințenie, viață curată. Viața pe care Dumnezeu a intenționat-o pentru mine și pentru tine. De asta sunt mort, că nu este viață acolo. Și lucrul acesta, repet, se cunoaște după trăire. După trăire. Și moartea spirituală poate să fie și în viața unui predicator și în viața unui evanghelist, dacă el trăiește în păcat. Indiferent de lucrurile pe care le fac, dacă eu trăiesc în păcat, eu sunt mort spiritual. Asta este conduita oamenilor mort spiritual, în care trăiați odinioară. Dar care este trăirea asta păcătoasă? Cum arată o trăire păcătoasă? Uitați ce spune, în care trăiați odinioară și ne arată care sunt cârmuitorii omului mort spiritual. În primul rând este lumea, apoi diavolul, apoi firea pământească. Le luăm pe rând. În care trăiați odinioară după mersul lumii acestea. Știți cum știm că un om este mort spiritual? Omul vrea să trăiască ca lumea. Vrea să trăiască ca lumea. Când auzi argument de la oameni, omul zice, fă lucrul ăsta, îi spui, fă lucrul ăsta sau ăla. Și el spune, nu îl fac. Sau îl fac pentru că așa face toată lumea. Și el cu gura lui a spus că e mort spiritual. Pentru că Biblia spune, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii. El cu gura lui spune că e mort spiritual. Pentru că lumea este un sistem anti-Dumnezeu. Lumea nu este un sistem care îl iubește pe Dumnezeu și care vrea să aducă adevărul lui Dumnezeu. Nu? Așa face toată lumea. Dar haideți să ne apropiem de noi. Când eu vreau să mă îmbrac într-un fel, de ce vreau să mă îmbrac într-un fel? Că așa ne spune lumea că îi la modă. Când îmi schimb limbajul după trecerea anilor și vorbesc într-un fel sau în alt fel, îmi schimb limbajul în funcție de cum îi place lumii să vorbească. Când îmi schimb coafura sau freza sau nu mai știu ce, sau alte lucruri sau comportamentele, fac lucrul acesta pentru că așa face lumea. Și ceea ce definește viața mea, de ce un om spiritual e un om care trăiește după mersul lumii? Pentru că el nu trăiește cum îi cere Dumnezeu, ci cum spune lumea. Și lucrul acesta ajunge să se vadă în acțiunile de fiecare zi. Și testul, un test foarte important pentru cei care sunt în adunare. Dacă atunci când vii la adunare te simți ca în mijlocul unei cutii pline de arici. Și mai bine te simți cu prietenii tăi. Pentru că pocăiți sunt oameni cam posaci. Pocăiții nu știu să facă câte o glumă din asta. Dom'le, să destindă puțin atmosfera, să mai fie o leacă relaxați. De ce o leacă predicatorul chiar așa încruntat, dom'le, nu? Bă, pocăiță, bă, și când vii, stai lângă ei, ăștia tot laudă pe Dumnezeu, te uiți așa, mă, când trece ora, aoleu. Dar dacă asta e sentimentul tău în prezența Sfinților lui Dumnezeu, să fii sigur că Dumnezeu nu te va chinui o veșnicie întreagă să stai cu ei. Să fii sigur de lucrul acesta. Și asta este o dovadă lăuntrică a inimii tale că iubești lumea. Că iubești lumea.
Că cu prietenii tăi poți să faci lucruri pe care nu le poți face cu frații și surorile. Cu prietenii tăi poți să spui lucruri, poți să faci lucruri, poți să ai anumite comportamente, puteți să vă uitați la anumite lucruri, să ascultați anumite lucruri, să mâncați anumite lucruri, să beți anumite lucruri pe care nu le poți face cu frații și surorile. De ce? Pentru că aia e lumea și iubești lumea și lumea este în inima ta. Și aia este moarte spirituală. Este moarte spirituală. Indiferent de activitatea religioasă pe care o fac. Ăsta este primul factor de cârmuire a omului spiritual. Mersul lumii acestea. Apoi spune, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum, în fii în ascultare. Dacă îi spune unui om astăzi că e condus de Satana, cel mai probabil s-ar supăra pe tine. Cum adică să fie el condus de Satana? Dar diavolul a folosit în ultima vreme o altă șmecherie. Diavolul a început să convingă oamenii că nu există. Și spune, mă, noi suntem proști din ăștia care cred mituri din alea de acum câteva mii de ani, cu Satana, cu coarne, cu dragi, cu iad. Astea sunt mituri, domnule, pe care le credeau alții altă dată. Noi suntem oameni evoluați acum. Domnule, totul a evoluat, am evoluat și noi, nu mai credem prostii din astea. Și ce îi place mai mult diavolului decât să nege existența lui? Ce ar plăcea mai mult unui hoț decât tu să crezi că niciodată nu o să vină la tine? Perfect, deci, cum zic, vă potriviți extraordinar de bine. Numai să aibă ce fura de la tine. Dacă tu nu crezi în el, asta înseamnă că nu-ți vei proteja casa și asta înseamnă că hoțul acela, că vei fi o victimă în mâinile acelui hoț. Așa este Satana. Satana a început să convingă oamenii că nu există datorită faptului pentru că este invizibil, că este un duh. Pentru că Biblia spune aici că Satana este domnul puterii văzduhului, a Duhului. Dar uitați ce spune Scriptura în locul acesta, a Duhului care lucrează acum. Dacă tu dormi, Satana nu doarme. Dacă tu te odihnești și ții concediu, dacă intri în șomaj, dacă intri la pensie, Satana nu are așa ceva. Satana lucrează acum și să fii sigur dumneavoastră că Satana lucrează și acum în adunare. Lucrează și Duhul Sfânt, dar lucrează și Satana. Domnul Iisus ne dă o pildă în care ne arată deslușit că a fost semănat cuvântul lui Dumnezeu și spune că imediat Satana s-a dus și a răpit cuvântul din inima cuiva ca să nu dea rod cuvântul lui Dumnezeu. Și imediat Satana îți va aduce chiar în timpul adunării predicării cuvântului sau când vei pleca afară de aici, Satana îți va da o grămadă de lucruri care să te facă să uiți sau o grămadă de argumente care să te facă să contrazici ce ți-a spus Dumnezeu. Tu crezi că lucrul ăla e debitat de mintea ta, dar le-ați gândurile diavolului. De ce? Satana vrea să ia cuvântul lui Dumnezeu care ar putea să aducă rod bogat în inima ta, să aducă rod de mântuire. Și ne rugăm ca Dumnezeu să împiedice pe Satana să facă lucrul acesta, să nu răpească cuvântul lui Dumnezeu din adunare. Pentru că acesta este un lucru tragic, să pleci din adunare în iad. Să fii stat sub predicarea cuvântului lui Dumnezeu și predicarea cuvântului lui Dumnezeu să pună o încărcătură de vinovăție peste tine. Pentru că de fiecare dată ai găsit alte preocupări și au fost alte gânduri și au fost alte lucruri care te-au făcut să lepezi cuvântul lui Dumnezeu. Să nu primești cuvântul lui Dumnezeu cu folos de mântuire. Lumea conduce omul mor spiritual, diavolul conduce omul mor spiritual și auziți cum știm că un om este condus de diavol. Cum știi că un om îl conduce Satana? Că nu-l vezi. Textul ne spune cum. Este un test foarte important. A Duhului care lucrează acum în fii neascultării. Dacă vezi un om neascultător de cuvântul lui Dumnezeu, să știi că este un om în care lucrează diavolul sau Satana. E simplu. Și acum noi trăim într-o țară care vrea să se numească pe ea însăși creștină. Aș vrea să vă întreb, din țara asta, cam câți oameni credeți că citesc cuvântul lui Dumnezeu? Pe păi cum s-a scuzat că tu nu știi ce s-a spus Dumnezeu? Noi nu citim Biblia sectarilor. Citește-o, tată, pe a ta. Nu aia ale sectarilor. Citește-o pe a ta, numai citește-o. Te numești creștin, te declari creștin, nu ți-e frică să spui lucrul acesta și n-ai citit niciodată cuvântul lui Dumnezeu. Este un fiu al neascultării, ești condus de Satana în timp ce spui că ești ucenicul lui Hristos. Nu se poate așa ceva. Este inadmisibil lucrul acesta. Au fost, și să nu mai vorbim de faptul că valul acesta de ignoranță și analfabetism biblic a invadat multe adunări evanghelice, în care sunt oameni care n-aud cuvântul lui Dumnezeu decât când se duc la adunare. N-au niciun interes sincer pentru cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că vor să trăiască după capul lor. Vor să trăiască cum trăiește lumea. Și asta înseamnă o trăire în neascultare. Au fost oameni care au plătit scump ca să aibă o Biblie, să înțeleagă și ca să poată asculta și împlini cuvântul lui Dumnezeu. Și au vândut unii boi cu aia și câștigau pâinea de fiecare zi ca să-și ia cuvântul lui Dumnezeu și să-l aibă pe masă. Neascultarea este o dovadă a lucrării satanei în viața omului. Neascultarea.
Și rodul neascultării sunt tot felul de păcate pe care Scriptura le prezintă în cuvântul lui Dumnezeu. Și Pavel spune mai târziu, tot în carte Efeseni, că din pricina aceasta vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Pe omul mor spiritual îl conduce lumea, îl conduce diavolul, dar mai este ceva. Pe omul mor spiritual îl conduce firea. Ce-i firea asta? Firea asta o auzi vorbind când spui foarte mult eu. 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 Atunci vorbește firea. Pavel spune aici, între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre. Aici sunt prezentate cele trei facultăți ale sufletului omenesc. Poftele, sentimentele, voile, voința și gândirea ale gândurilor noastre. Și Pavel spune că păcatul a infectat toate aceste trei domenii care compun personalitatea omului. Și cum sună omul mort spiritual condus de sine? Știți cum vorbește omul mort spiritual? Vorbește în felul următor. Dacă aici spune, trăiam în poftele firii noastre, omul mort spiritual spune, eu fac ce simt. De ce ai făcut lucrul ăsta? Așa am simțit. Și unii au impresia că ăsta e un lucru extraordinar, extraordinar de înalt să facă ce simte. Mai ales dacă îți place muzica asta cântată de pițipoancele astea pe la MTV sau nu mai știu ce din astea sunt, toate vorbesc despre a te lăsa condus de sentimente, lasă-te condus de emoții, lasă-te pe val, trăiește-ți tinerețea, o viață ai, ești tânăr, trăiește dată, asta e viața, asta e viața, ăla e eu, ai viața condusă de sine, asta e viața condusă de pofte. Dacă îi spune omul respectiv că e rob, el spune, nu-s robul nimănui, cum adică să fiu rob? Eu fac, zice, ce vreau eu. Eu știu ce le spun oamenilor ăstora? Eu ca tine am fost. Fii și tu ca mine o săptămână de zile. Să văd dacă chiar faci ce vrei tu. Uite, trăiește o singură săptămână, citește Noul Testament și trăiește după cum îți spune Dumnezeu în Noul Testament. O singură săptămână. Ca să-ți demonstrezi ție însuți că faci ce vrei tu. Dar nu faci ce vrei tu. Într-un sens faci ce vrei tu. Dar nu poți să faci altceva. Pentru că ești robit de propriile tale sentimente, pofte și plăceri. Apoi spune că omul acesta face, omul mor spiritual trăiește după voile firii pământești. Cum sună omul mor spiritual care trăiește după voile firii pământești? El spune, fac ce vreau. Cine? Eu. Eu când am avut primul copilaș, știți cum vorbesc părinții despre copilaș? Când au copilaș, mi-i zic, vai, ce îngeraș! Vai, extraordinar, vai, îți vine să-l mănânci, ce copilaș extraordinar. Și după puțin timp, la câteva luni, copilul îți transmite un mesaj foarte clar, că el vrea să facă ce vrea el. Și dacă nu îl lași să facă ce vrea el, el răcnește. Și îngerașul, să vezi cum se încruntă și își dă duh în fața ta, că i-a luat cheile. Că nu i-ai dat la timp biberonul. Câteodată când întârziam să-l aduc pe copil din pătuți până la mama ca să îl conecteze la sursa de alimentație, copilul nu avea răbdare după mine 20 secunde. Dom'le, 20 secunde e mult! Și începea să răcnească. Și nevastă mă mai întrebea, zice, mă, du-te să vezi, îl jupoaie careva? Că copilul, și de multe ori s-o comportă așa, nu numai când e vorba despre o nevoie fundamentală a vieții, și când este vorba despre niște lucruri pe care el le dorește și tu nu îi le dai. De ce? Pentru că el vrea să facă ce vrea el. Și când copilul începe să vorbească, știe foarte puține cuvinte, dar învață un cuvânt foarte repede. Care e cuvântul? Nu! Hai la mine! Nu! Du-te acolo! Nu! Ce vrea el să spună cu nu? El nu poate să spună nu vreau. Și atâta știe să spună nu. Dar învață cam odată cu mama și cu tata știe să spună și nu. Ca să știe cui să-i spună. Mama, tata, nu! Ecuația e simplă pentru el. Ce vrea el să-ți transmită? El vrea să-ți transmită că are o voință personală și vrea să trăiască conform voinței lui. El habar nu are cu ce să mănâncă viața asta, dar el vrea să trăiască cum vrea el. Înțelegeți? Și despre asta vorbește Scriptura aici. Un om care trăiește după simțurile lui, face ce simte el. Un om care trăiește după voia lui, face ce vrea el. Și un om care trăiește, zice, după gândurile lui, face ce crede el. În anumite discuții cu oameni, chiar din Sfânta Scriptură, se trezește câte unul și spune, Domnule, indiferent ce argumente ai tu, eu așa cred. Ca și cum ce crede el, e revelația absolută din univers. Așa cred el. Și dacă el crede așa, aia am încheiat discuția, domnule. El așa crede, el așa vrea, el așa simte. Asta este o dovadă a robirii.
Ești propriul tău rob. Ești robit de inima ta stricată, ești robit de mintea ta limitată și stricată, ești robit de sentimentele tale stricate și ești robit de voința ta roabă păcatului. Ești robit, ești mort spiritual. Așa că de fiecare dată când ești ispitit să spui fac ce vreau eu, să-ți aduci aminte, ăsta e un semn al morții spirituale. Fac cum cred eu, ăsta e tot un semn al morții spirituale. Fac ce simt eu, ăsta e tot un semn al morții spirituale. Și indiferent cât aș predica, indiferent cât aș sufla din trompetă, indiferent cât aș cânta la cor, dacă asta este viața mea, eu așa trăiesc, după cum vreau eu, după cum cred eu, după cum simt eu, și nimeni n-are voie să-mi spună nimic decât dacă e în acord cu ceea ce spun eu, ăsta este un semn tragic al morții spirituale, al faptului că viața lui Dumnezeu lipsește din ființa mea. Dar apoi spune Scriptura că ne-am născut așa, eram din fire copii ai mâniei. Așa ne-am născut. Așa ne-am născut. Când citam pe psalmistul David în adolescența mea, mi se părea că David ne-a oferit o scuză extraordinară în cuvântul lui Dumnezeu pentru păcatul în care trăim. El, la un moment dat, spune în felul următor. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Și frață și surori, la rugăciune, încep să-i traducă lui Dumnezeu versetul ăsta. Doamne, suntem slabi, așa ne-am născut. Suntem țărână, Doamne. Așa scrie și în Biblie. Ce să... Doamne, Tu ne înțelegi acum! Păcatul e lipit de noi. Noi vrem să facem binele, dar păcatul e lipit de noi. Mai avem câteva texte prin Biblie, nu știi referințele, dar le-am auzit de atâtea ori la ora de rugăciune, că cam asta e starea noastră, Tu ne înțelegi, ne-ai dat și scuză în Biblie. Asta e, ce să facem? Când Scriptura ne arată că noi ne-am născut în păcat, Biblia nu ne arată lucrul acesta ca să ne scuzăm, ci ca să înțelegem cât de profundă este starea de păcat în care ne aflăm. Ca să înțelegem cât de gravă e starea noastră. De asta ne-a spus Scriptura lucrul acesta. Ca să înțelegem că în ziua în care am ieșit din pântecele mamei noastre afară la aer, suntem în păcat. Ne-am născut cu o natură păcătoasă care ne va împinge să trăim în păcat. Atât de tragică este starea noastră. Atât de tragică este starea noastră. Și apoi Scriptura încheie aici și ne spune despre omul mort spiritual, nu doar că el se naște în felul acesta, ci ne spune aici că eram din fire copii ai mâniei. Copiii ai mâniei. Un om care este mort spiritual se află sub mânia lui Dumnezeu. Și cineva își aduce aminte că a auzit de foarte multe ori la adunare că Dumnezeu este dragoste. Frate, tu ai zis de mânie, dar Dumnezeu e dragoste. Dumnezeu e milos. Dumnezeu e bogat în îndurare. Dumnezeu e bun. Dragostea Lui de oameni. Avem atâtea versete în Sfânta Scriptură. Cum adică eram noi copii ai mâniei? Uite cum, zice asta, nu fi oare Dumnezeu din Vechiul Testament? Că Dumnezeu din Noul Testament pe care noi îl cunoaștem nu este în felul acesta. Uite cum poate Dumnezeu să fie un Dumnezeu al mâniei. Spune în Romani capitolul 1, versetul 18 așa, mânia lui Dumnezeu se descopere sau se revelează sau coboară din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușe adevărul în nelegiuirea lor. Împotriva oricărui păcat. De fiecare dată când se comite un păcat, Dumnezeu este mânios și are o infinită ură și mânie împotriva păcatului nostru. Dumnezeu nu poate să privească păcatul lui. Dumnezeu este scârbă de păcat. Și datorită acestui fapt, Dumnezeu nu este doar împotriva păcatului nostru, ci este împotriva noastră, că noi am comis păcatul. Păcatul nu s-a comis singur. Și noi toți, despărțiți de Dumnezeu, suntem fii ai condamnării, ai mâniei lui Dumnezeu. Aceasta este starea noastră. Și până un om să se întoarcă la Dumnezeu, vreau să spun clar lucrul acesta, până un om să se întoarcă la Dumnezeu, omul se află sub mânia lui Dumnezeu. Sub mânia lui Dumnezeu. Însă în versetul 4 avem o încurajare care începe cu cuvântul dar. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Trăiați în greșelile și în păcate. Mergeați după mersul lumii, după satana. Trăiați după cum vroiați voi, după cum gândeați voi, după cum simțeați voi. V-ați născut în păcat, sunteți sub condamnarea lui Dumnezeu și ce mai rău decât atât ai putea să spui? Și repet din nou, problema fundamentală a omului este relația lui cu Dumnezeu. Nu sunt bolile, nu este sistemul educațional, nu este sistemul politic. Problema fundamentală a omului este păcatul care îl separă total de Dumnezeu. Asta este problema fundamentală a omului. Ce soluție ne dă Dumnezeu pentru starea aceasta decăzută a umanității? Ce soluție ne dă Dumnezeu? Există un dar aici, care schimbă nota. Dintr-o notă negativă trece într-una pozitivă.
Există un dar și aș vrea să te întreb, înainte să vedem soluția dumnezeiască pe care Dumnezeu a dat-o pentru starea de căzută a omenirii. Tu ai un dar din ăsta în viața ta. Un dar. Am fost așa și eu m-am născut în păcat, dar. Dacă în seara aceasta nu te-ai întâlnit niciodată cu Dumnezeu și nu ești dispus să recunoști că și tu ești în felul acesta în care Dumnezeu te-a descris. Dacă nu ești dispus să recunoști lucrul acesta, deși e suficient de clar că te găsești și tu, pentru că toți ne-am născut așa și suntem în starea aceea până să lucreze Dumnezeu în viața noastră. Dacă nu ești dispus să faci lucrul acesta, nu poți fi mântuit. Degeaba spun partea a doua. Degeaba vin cu medicamentele dacă nu te-a convins Duhul lui Dumnezeu și dacă n-ai vrut să ai urechea deschisă să înțelegi că și tu ai nevoie de medicamentul ăsta. Că ești într-o stare, ești pe patul de moarte. Și Dumnezeu ți-a dat harul ca în seara asta să auzi Evanghelia. Că auzi prin internet sau auzi acum în mod direct. Dumnezeu îți dă harul ăsta. Dar trebuie să accepți că te găsești în starea aceasta decăzută. Să accepți lucrul acesta și să fii atât de cuprins de această stare încât să alegi cu toată puterea la Domnul Iisus Hristos. În viața mea există un dar. Există o schimbare, o transformare. În viața ta există? Tu poți identifica un eveniment în viața ta în care Dumnezeu te-a ridicat din moartea asta spirituală, din trăirea asta în păcat? Cum arată soluția lui Dumnezeu? Versetul 4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. În primul rând vreau să vă spun cine este maestrul mântuirii noastre. Cine este maestrul mântuirii noastre? Spuneți tare. Cine? Nu sunteți convinși. Cine e maestrul mântuirii noastre? Cine e autorul mântuirii noastre? Dumnezeu. Amin. Știți care e problema? Când auzi mărturiile la botez, în special la copiilor de pocăiți, vin și spun în felul următor. M-am născut într-o familie de pocăiți, am mers la grupele de copii, părinții mei m-au învățat să citesc din Biblie și să mă rog. Și azi m-am hotărât să închei un legământ cu Domnul în apa botezului. Amin. Frumos. Dar nu-i nimica despre Dumnezeu acolo. Eu am învățat, eu am rugat, eu m-am întors la Dumnezeu și tot eu acum mă botez. Și fac lui Dumnezeu un mare favor că închei un legământ cu El. Extraordinar, ce mântuire. Biblia nu spune așa. Biblia spune că autorul, maestrul mântuirii noastre este Dumnezeu, glorificat să fie numele Lui. Dumnezeu mântuiește omul. Dumnezeu mântuiește omul. Și mai observați în pasajul acesta că aici se exclude orice intervenție a omului. Biblia, oamenii spun contrar Scripturii că dacă tu faci un pas către Dumnezeu, El face câți? Doi, în altă parte am auzit că face 1000, da? Oricum, bun și doi, nu-i. Dar asta este o minciună, este o eroare. Aș vrea să vă întreb, când Dumnezeu din veșnicie a știut căderea noastră în păcat, ce urma să facă Adam și toți urmașii lui, când Dumnezeu din veșnicie a făurit planul mântuirii știind căderea noastră, unde eram noi ca să facem un pas către El? Unde eram noi când Domnul Iisus Hristos, cu sudoarea Lui și cu jertfa Lui dată la Golgota, a procurat mântuirea noastră? Unde eram noi ca să facem un pas către Dumnezeu? Unde eram noi când Dumnezeu cu funile Lui de dragoste ne-a atras, ne-a protejat, ne-a păzit în viața aceasta ca să ajungem să auzim cuvântul lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu? Unde eram noi ca să facem un pas către Dumnezeu? Că noi n-am vrut să venim la Dumnezeu. Dumnezeu este autorul mântuirii noastre. Dumnezeu este Cel care făurește mântuirea noastră. Dumnezeu este maestrul mântuirii noastre. Apoi spune, ne prezintă în locul acesta care este motivația pentru care Dumnezeu ne mântuiește. Și mulți dintre dumneavoastră au fost atât de îndoctrinați cu ideea pe care voi spune imediat, încât ați preluat-o, chiar dacă ați venit în adunare, ați preluat-o, ați convertit-o cu versete biblice, dar este aceeași erezie și evanghelie falsă, diabolică, care este prezentată de multe sisteme religioase din lume. Și anume că Dumnezeu ne mântuiește în funcție de faptele noastre. Și oamenii spun, știi cum e? Este o aroganță să spui că tu poți să fii mântuit. Treaba o să fie cam în felul următor. Faci fapte bune pe pământ, faci fapte rele și când ajungi la Dumnezeu, Dumnezeu le pune în balanță. Și dacă faptele bune sunt mai grele, ești mântuit. Dacă faptele rele sunt mai grele, nu ești mântuit. Mă, acum, ce-o fi cu aia la care e 50-50? Nu știm. Dar oricum, dacă ai 49,9% fapte bune, sorry, asta e. La căldură. De ce? Îți mai trebuia 0,1. Mă, una mă făceai. Acolo pe patul de moarte, dacă aveai un gând bun, dacă spuneai o vorbă bună, intrai în împărăția lui Dumnezeu. N-ai spus-o, ești lăsat afară. De ce ne mântuiește Dumnezeu? Pentru faptele bune?
Să știți că în adunări sunt foarte mulți oameni care cred, Doamne, am suflat la trompetă 30 de ani, nu se poate să mă lase Dumnezeu afară, ba se poate. Am predicat Evanghelia în lung și în ratul România, aș putea să înconjor globul pământesc de 3 ori cu schițele de predică. Nu se poate să mă lase Dumnezeu afară, ba se poate. Ba se poate. Pentru că ți-ai pus baza mântuirii tale în faptele tale. În faptele tale. Și este greșit în mod fundamental. Faptele noastre până să venim la Dumnezeu sunt fapte mânjite de păcat, de motivații greșite, de atitudini greșite. Nimic nu este curat în noi până să ne întoarcem la Dumnezeu. Totul este produs de o inimă stricată. Chiar și lucrurile care în exterior sunt frumoase. De aceea motivul pentru care Dumnezeu ne mântuiește nu sunt faptele noastre. Zice Dumnezeu care este bogat în îndurare, este un atribut al lui Dumnezeu, și apoi ne arată o acțiune a lui Dumnezeu. Pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Lucrul acesta trebuie să producă cel puțin două atitudini noi. Unu, să nu ne bazăm deloc pe faptele noastre, că Dumnezeu are destul de iubire să ne mântuiască fără faptele noastre. Și al doilea lucru ar trebui să alunge de la noi descurajarea. Am făcut destul? Oare Dumnezeu ține cont de ce am făcut? Dumnezeu nu de asta te mântuiește. Lucrul acesta trebuie să alunge orice descurajare atunci când îți înțelegi păcătoșinea și păcatele pe care le-ai făcut și greutatea și vinovăția păcatelor tale. Oare Dumnezeu mă poate ierta? Uite ce spune Biblia. Dumnezeu este bogat în îndurare. Pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Ăsta e motivul pe care Dumnezeu îl are să mă mântuiască și să te mântuiască. Că Dumnezeu este bogat în îndurare. Că Dumnezeu are o dragoste mare cu care ne iubește. Ăsta e motivul lui Dumnezeu. Care e metoda pe care o folosește Dumnezeu să ne mântuiască? V-am spus adineauri că omul nu înțelege starea în care se găsește și de asta n-are nici soluția pentru starea lui. Și vă dau un exemplu foarte aproape de noi. Vezi că au venit hoardele astea de musulmani acum în Europa și mentalitatea bolnavă a Europei se manifestă în felul următor. Ei zic așa, mă, ăștia se poartă ca sălbatici și-s violatori, și-s detonatori, și-s în felul în care îs datorită faptului că sunt săraci, că vin dintr-o zonă de război. Dacă noi îi aducem la noi, în Germania, în Suedia, în Norvegia, în Anglia, în Franța, unei mai bine și le dăm ajutoare sociale, și le dăm ajutoare sociale chiar și la aia care o dinamita pe acolo, în zonele lor, de unde provin, ăștia o să se poarte toți ca niște domnișoare, o să fie atât de drăguți ăștia, o să facă niște oameni extraordinari. De ce? Că au bani. Pentru că este un sistem educațional care o să ocupe de ei, un sistem politic stabil. Noi avem Statele Unite ale Europei, Uniunea Europeană, și dacă îi aducem în mediul ăsta o să fie niște oameni extraordinari. Nu zic că n-au fost lucruri extraordinare pe care le-au făcut, dar nu în sensul în care se gândeau ei, da? Să nu mă înțelegeți greșit. Au făcut lucruri extraordinare, bineînțeles. Și încă fac în continuare și o să facă în continuare. Dacă ar putea să detoneze Europa într-o fracțiune de secundă, ar face-o. Știți care este problema omului? Că omul crede că sistemul educația, domnule, copil needucat, asta e problema lui. S-o crezi tu că asta e problema lui. Părinții lui au făcut nu știu ce, de asta e el așa, s-o crezi tu. La școală n-a avut profesori, s-a dus la o școală slabă din oraș. De asta a fost în felul acesta. Domnule, trăim într-o țară cu politicieni care ne fură toți banii și ne jecmănesc cu taxe și noi de asta suntem hoți, o țară de hoți. De ce? Că ăștia ne obligă să furăm. Statul fură de la noi, noi furăm de la stat. Suntem prieteni, ne furăm unii pe alții. Cine mai e problema? Păi părinții-s problema, soția-i problema, copiii-s problema, sistemul social-i problema, sistemul educațional-i problema, sistemul politic, toate lucrurile-s problema, numai eu nu-s vinovat. Ce are nevoie omul? Omul nu are nevoie de învățătură. Ascultați-mă, omul nu are nevoie de învățătură ca să fie mântuit. Omul nu are nevoie să fie îmbunătățit ca să fie mântuit. Omul nu are nevoie să îi se dea bani ca să se comporte mai frumos. Omul nu are nevoie să aibă o familie perfectă ca să fie un altfel de om. Omul mort spiritual are nevoie de un singur lucru ca să fie mântuit. Are nevoie să fie adus la viață și înviat. Învierea aceasta, imaginea aceasta a morții spirituale și a învierii vrea să ne arate atât profunzimea căderii noastre în păcat, cât și imposibilitatea noastră de a ne mântui pe noi înșine. Cine poate să se învieze pe el însuși? Folosesc o imagine deseori și vă spun și dumneavoastră. Poate aveți o persoană dragă care a trecut în veșnicie. Ca să înțelegeți lucrarea mântuirii, ar trebui să vă duceți odată la mormânt și să începeți să vorbiți cu persoana aceea dragă și să o motivați. Să faceți o predică de acasă, moralistă,
încurajatoare, pozitivă în totalitate și să începeți să-i spuneți. Uite, mamă dragă, tată drag, sau cine o fi, ne-am terminat bucătăria, ne-am schimbat faianța, în sfârșit robinetul ăla care curgea de un veac, l-am schimbat și pe ăla. Am doi prunci, vine al treilea, vine să-l vezi, motivează, cum știi tu mai bine? Vă întreb pe dumneavoastră în seara asta, o să se întoarcă persoana aia? Da sau nu? Nu! De ce? Că îi moartă. Curt. Că e moartă. Poți să o înveți, poți să o motivezi, poți să-i faci ce vrei tu. Și ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu? Că starea noastră este atât de căzută încât numai un miracol al învierii, aceeași putere pe care Dumnezeu a folosit-o la învierea Domnului Iisus Hristos, este aceeași putere care trebuie să ne schimbe și să ne transforme nouă viețile. Sunt oameni care spun și care vor să vină la Domnul și spun în felul următor: trebuie să mă las de băutură, trebuie să mă las de țigări, trebuie să mă las de prietenia aia rea, trebuie să mai fac nu știu ce și atunci o să vin la Domnul. Greșit, 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 greșit. Tu crezi că te poți mântui pe tine însuși, Dumnezeu are nevoie să te mântuiești pe tine însuși și după aia să vii la Domnul. Vine în starea în care ești la Domnul și El o să te schimbe. El o să te învie. El o să te facă un om nou. Aceasta este lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă în viețile noastre. Și dacă ești copil de pocăiți și ești moral, ai nevoie de același miracol de înviere de care are nevoie cel mai stricat scursura societății. Toți avem nevoie de un miracol de înviere, de o lucrare supranaturală pentru mântuirea sufletelor noastre. Nu o îmbunătățire, nu numai învățătură, nu o moralitate. Poate v-ar fi convenit mai bine în seara aceasta să vă spun: ca să fiți mântuiți, trebuie să veniți la adunare în fiecare săptămână, să vă întregați la cor, la fanfară, să dați zeciuială, să puneți la colectă și Domnul să aprecieze faptele voastre bune. Să știți că ar fi fost ușor de făcut treaba asta. O, cât ar vrea să fie mântuiți așa. Știți care e problema? Nu-i schimbată inima. Și pentru că nu-i schimbată inima, nu o să fie schimbată nici viața. Și pentru că nu o să fie schimbată nici viața, o să trăiești în păcat după cum trăiește lumea, după cum îți dictează diavolul, după cum vrei tu. Și nu s-a rezolvat absolut nimica. Mântuirea este descrisă în textul acesta ca o lucrare de înviere și nu există posibilitate ca eu să accentuez mai clar lucrul acesta, dar aș vrea să vă arăt apoi care este mijlocitorul mântuirii noastre. Scriptura spune de mai multe ori în textul acesta: măcar că eram morți, ne-a dus la viață, ascultați, împreună cu Hristos. El ne-a înviat împreună, se referă tot la Hristos, și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Mijlocitorul mântuirii noastre este Domnul Iisus Hristos. Poate sunt prieteni în locul acesta pe care nu doresc să-i jignesc, nici să le lezez sentimentul religios, dar vă spun lucrul acesta din inimă pentru binele sufletelor dumneavoastră și pentru eternitatea dumneavoastră petrecută împreună cu Domnul Iisus. Maica Domnului nu poate să te mântuiască. Sfinții nu pot să te mântuiască. Uite, te rog să te duci acasă și să iei Biblia ta nesectară. Cu câte cruci vrei tu pe ea? Aprobate de toate sinoadele care vrei tu să fie aprobată. Și te rog să-mi găsești o singură expresie, o singură expresie în toată Biblia, în care mântuirea să fie legată de o altă persoană decât de Domnul Iisus Hristos. Fă lucrul acesta. Caut acasă și dacă găsești, vino și spune-ne public în fața tuturor. Uite, eu am găsit un text în Sfânta Scriptură în care mântuirea se leagă de altcineva decât de persoana Domnului Iisus. Tâlharul de pe cruce, care stătea alături de Domnul Iisus Hristos. Era mama Domnului Iisus acolo, femeile care au mers după El. Când își înțelege starea de păcătoșenie, tâlharul putea să spună: auzi, Maria, eu nu pot să vorbesc cu sfințenia întruchipată. N-ai vrea să pui o vorbă bună pentru mine? Știți că românul a inventat o vorbă care e practică și reală pentru el în religia lui. Zice: până să ajungi la Dumnezeu, te mănâncă toți sfinții. Eu în seara asta spun că sfinții nu te pot mântui, Maica Domnului nu te pot mântui, eroii credinței nu te pot mântui, nu ca să te jignesc, ci ca să-ți curăți calea spre Domnul Iisus Hristos. Că El a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Este simplu să ajungi la Domnul Iisus Hristos, este simplu să ajungi la Dumnezeu. Doar prin Domnul Iisus Hristos și te poți duce direct la El, fără niciun fel de problemă. Pentru asta a venit Domnul Iisus Hristos. Oamenii zic, a fost o situație în care au fost mai mulți prieteni în adunare și un frătiuț așa tare, drăguț, influent, într-un fel sau altul, la început slujbei mi-a spus: o, să nu zici nimic azi de Maica Domnului. Păi să zic, să nu zic, de ce să nu zic? Că Maica Domnului este un exemplu extraordinar pentru noi. De ce să nu zic? Care e problema? A, spun că nu ne poate mântui, dar în rest pot să spun foarte multe lucruri bune despre ea.
Și am spus de la învon în dimineața aia că m-am gândit că unii oameni au nevoie de lucrul acesta. Că ea nu ne poate mântui. Ea este un exemplu extraordinar pentru noi. Toate faptele, tot ceea ce a făcut față de Domnul Iisus Hristos și viața ei trăită în curăție înaintea lui Dumnezeu. Da, este un lucru de apreciat și de copiat. Și de copiat. Dar Maria, mama Domnului Iisus Hristos, întotdeauna a îndreptat atenția către Fiul ei, către Domnul Iisus Hristos. Pentru că a înțeles înainte de nașterea Domnului Iisus că Iisus este singurul mântuitor. Și vă citesc un pasaj din Sfânta Scriptură care este foarte sugestiv în direcția aceasta. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Că este un singur Dumnezeu, este, ascultați, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Să nu-L jignim pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus să spunem că există altceva pe lângă El. Dar aici putem aplica mai mult, nu te pot ajuta nici părinții. Niciunul dintre copiii de pocăiți nu o să se poată ducă la poarta raiului după fusta mamii. De azi am fost cu mama, nu? Mântuirea este personală. Mântuirea este personală. Nu o să mă duc, pot duce în spatele nimănui. Nu o să pot să-i spun în Dumnezeu: Doamne, n-am fost noi acolo împreună când s-o ruga frații, când o predica frații, când o cânta frații. Doamne, am fost și eu acolo. Nu? Nu merge așa. La grup nu merge. Eu trebuie să am o reală întâlnire cu Domnul Iisus Hristos în care viața mea este transformată de această persoană glorioasă, de Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă la măreția mântuirii. Ce ne face Dumnezeu? Ne înviază? Ne mai spune ceva aici. Și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Cum adică ne-a pus să ședem în locurile cerești în Hristos Iisus? Un om care este mântuit este un om care devine sensibil la realitățile spirituale. Asta înseamnă să fii pus în locurile cerești. Înseamnă o siguranță extraordinară a mântuirii. Din punctul lui Dumnezeu de vedere, ești deja acolo când te-ai întors la Dumnezeu. Dar mai înseamnă și că devii sensibil la tot ce se întâmplă în sfera spirituală. Devii doritor să faci lucruri care au de-a face cu viața ta spirituală. Ai o comuniune cu Dumnezeu care este spirituală, care este cerească. Devii parte din împărăția lui Dumnezeu care este invizibilă. Nu tot ceea ce e în mână nu-i minciunătate. Asta e viața. Nu! Omul care se pocăiește cu adevărat, care se întoarce la Dumnezeu, care este înviat, începe să perceapă lumea spirituală din jurul lui. Începe să vadă că sunt niște suflete care au nevoie de mântuire. Începe să vadă că sunt niște duhuri invizibile împotriva cărora are de luptat. Începe să înțeleagă că cele mai mari bogății pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi nu sunt vizibile acum. Nu ce e în mână nu-i minciună. Asta este filozofia materialistă, ateistă a lumii acesteia, care încearcă să distrugă, să anestezieze simțurile noastre spirituale. Pentru noi ar trebui să fie mai real cerul și Dumnezeu și sufletele noastre decât orice altceva. Asta se întâmplă când un om este înviat spiritual. Poate stai în sală și mă ascult și zici: păcat de tânărul ăsta. Sărmanul ăsta chiar crede, bă, ăsta chiar crede. Ăsta chiar crede în treburile astea. Ai. Eu te înțeleg, am gândit și eu ca tine. Eu te înțeleg perfect. În momentul în care Dumnezeu te înviază la viață și stoarnă viață spirituală în tine, prima dată ai sentimentul că ești nebun. Că începi să fii conectat cu o lume care până atunci ai ignorat-o. Începi să-ți dai seama de realitățile din sufletul tău. Începi să guși bunătățile cerești ale lui Dumnezeu, binecuvântările mântuirii lui Dumnezeu în viața ta. Ne-a pus să ședem în locurile cerești și spune că ne-a pus să ședem în Hristos Iisus. Cea mai dragă persoană a un om mântuit este Domnul Iisus Hristos. Chiar s-a jertfit pentru mine. El a plătit pentru mine. Cea mai dragă persoană. O persoană care spune că este mântuită și nu are o relație vie cu Mântuitor viu, cu Domnul Iisus Hristos, este încă moartă în păcatele și în greșelile ei. Un om care nu caută comuniunea cu Dumnezeu, să aibă comuniune, să aibă întâlnirea aceasta zilnică, reală, cu această persoană vie, cu Domnul Iisus Hristos, este moartă. Este complet moartă. Ne spune Scriptura aici de ce ne mântuiește Dumnezeu, versetul 7. De ce ne mântuiește Dumnezeu? Care e menirea mântuirii noastre? De ce credeți că ne mântuiește Dumnezeu? Să ne zicem menirea, nu? De ce ne mântuiește Dumnezeu? Știți că venea la Ioan Botezător, veneau unii, că Ioan Botezător era o leacă mai supărat așa. Și cum predica el cu focul, cu judecata, veneau și fariseii la botez. Și le spune Ioan Botezătorul: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Credeți că Dumnezeu ar vrea să venim la El să fim mântuiți? Vin și eu să fiu mântuit oricum decât să mă duc în iad. Mai bine mă duc în cer, mă plictisă acolo, dar oricum e mai bun decât să mă duc în iad. Credeți că Dumnezeu vrea să-L urmăm în felul acesta? Niciodată așa ceva. Și lucrul acesta îl spun pentru că îl observăm în versetul 7, care ne arată menirea mântuirii noastre. Pentru ce ne mântuiește Dumnezeu? Ce are vedere Dumnezeu cu noi? Zice, Dumnezeu ne mântuiește ca să arate în viacurile viitoare sau în veșnicie
nemărginita bogăția harului său, în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Știți ce vom vedea o veșnicie întreagă? Nu câte fapte bune am făcut noi. Dacă mântuirea ar fi și prin fapte bune, știți cum ar fi raiul? Raiul ar fi o adunătură de oameni mândri și aroganți care ar spune altora ce au făcut ei. Uite de câte ori am predicat eu. Nu că am predicat atât. Nu că la predica mea s-a pocăit atâta. Nu că noi am cântat așa. Nu că noi am făcut lucrurile și ne-am lăudat unii pe alții acolo sau ne-am lăudat pe noi înșine și iadul ar semăna, raiul ar semăna mai mult cu iadul. Pentru că Dumnezeu ar fi pe nicăierea. Dar în împărăția lui Dumnezeu, în veșnicie, ceea ce va fi evident, auziți ce este, nemărginita bogăție a harului său. Și țineți minte expresia asta, nemărginita bogăție a harului său. Nu există nimic, niciun păcat, nicio stare pe care jertfa Domnului Iisus nu o poate acoperi. Nici aroganța, nici mândria, niciun păcat nu există, nu e prea mare pe care Domnul Iisus Hristos să nu-l poată acoperi. Nici crima, nici omorul, nici avortul, nici violul, nimic nu există. Prea negru, prea aur, prea spurcat pe care Domnul Iisus Hristos să nu-l poată acoperi. Sunt tineri care sunt măcinați de faptul că s-au uitat 15 ani, au fost dependenți de pornografie și au venit la adunare în timpul ăsta și sunt din familie de credincioși. Mă, mai poate ierta Dumnezeu? Da, te poate ierta Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu vrea numai să te ierte, vrea să te învieze, să-ți dea altă viață. Înțelegi? Oare mă, mai poate Dumnezeu arăta că în timp ce am venit la adunare și am făcut o slujbă sau alta, poate am luat chiar și cuvântul, am trăit în curvie, mă poate ierta Dumnezeu? Da, da, dacă ești în via spiritual și ai o viață nouă, altă viață, nu să continui la fel. Aceasta este lucrarea pe care tot Dumnezeu o face. Și în asta ce se vede? Nemărginita bogăție a harului său. Și unii știți ce spun? Oh, harul ăsta pe care îl predici tu este un har care te face să trăiești cum vrei tu. Că zice, ai, nemărginit harul, hai să facem ce vrem noi, că e nemărginit harul. Nu, pentru că harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea. Este un har care ne eliberează de păcat, este un har care ne învață să trăim fără păcat. Nu este un har care ne dă o licență așa la trăire în păcat. În bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Pentru ce ne mântuiește Dumnezeu? Haideți să ținem minte lucrul acesta. Dumnezeu nu ne mântuiește numai să avem o viață oarecare pe pământul acesta. Dumnezeu ne mântuiește pentru ca în veșnicie să fim niște dovezi clare a harului său față de noi. Niște dovezi clare. Ne vom uita unii la alții. Și poate știți că se spune vorba asta că în cer o să ne mirăm de niște lucruri. Sunt unii care spun că o să ne mirăm de niște lucruri. Că îl vedem pe ăla acolo, mă, cum de-o fost ăsta aici? Unii predicatori au o versiune mai complexă, puțin zice că o să ne mirăm că unii care credeam că nu o să fie, o să fie. Și unii care credeam că o să fie, nu o să fie acolo. Să știți că nu o să ne mirăm. Cu alte cuvinte, în cer încă o să ne judecăm. Bă, asta ce caută aici? Eu am crezut că nu o să fie. Nu, nu o să facem lucrul ăsta în cer. O să fie o singură mirare în cer. Știți care e? Că eu sunt acolo. O să mă mir de nemărginita bogăție harului Dumnezeu față de mine. Versetul 8. Meritele mântuirii noastre. Versetul 8, uitați ce spune. Căci prin har ați fost mântuiți? Prin credință. Ce este harul? Aici este foarte important. Concluzia și finalul acestui mesaj. Ce este harul? Că spune Biblia că suntem mântuiți prin har, suntem scăpați, izbăviți prin har. Ce este harul? Ce spunem noi că e harul? Un dar nemeritat, asta zicem noi, dar e altceva harul. Un dar, hai să exemplificăm, da? Un dar, eu îți dau ție ăsta, ăsta e un dar. Nu ți-l dau, dar dacă ți-l aș da, ăsta ar fi un dar, da? Dacă tu faci un serviciu pentru mine și eu te plătesc, aia se cheamă o răsplată, da? E ceva ce tu meriți pentru că ai muncit. Un dar nemeritat este când faci rău unei persoane și persoana aceea îți răspunde cu bine, ăla este harul. Harul este că noi am trăit în păcat ca niște răzvrătiți, rebeli împotriva lui Dumnezeu, ne-am asociat cu diavolul care este dușmanul vieților și sufletelor noastre și dușmanul de moartea lui Dumnezeu, ne-am asociat cu lumea care și ea este împotriva lui Dumnezeu, am trăit împotriva lui Dumnezeu și noi și Dumnezeu în ciuda acestui lucru ne-a iubit. Și în jertfa Domnului Iisus Hristos vrea să ne cuprindă și să ne mântuiască. Ăsta este harul. O favoare făcută unor rebeli. Chiar o imagine pe care o folosesc cu primul nostru băiețel, care înseamnă foarte mult mie și asta e cea mai mare mea problemă cu el. Când face câte o prostie, el știe toate lucrurile pe care are voie să le facă și nu are voie să le facă. Și cam face lucruri care nu are voie. Și depinde de situație, câteodată vreau să mă relaționez la el și să-l învăț ce este harul. El știe ce judecată vine după faptele pe care le face. Dacă câteodată îl chem la mine și îi spun, uite-te la mine. Eu îi ridic așa bărbuia și îl uit așa.
Iisus zice la mine, să gândește și îi spună, uite, tate nu vrea să-ți facă, tate nu-ți face nimica. Și îl iau în brațe și îl iubesc. Îi explic, îl iubesc și el deodată zburdă ca un vițeluș din ăsta scăpat primăvara din grajd. Știți ce a înțeles el atunci? Sau ce vreau eu să-l învăț? Ce este? Harul. El merita altceva. Dar asta este harul lui Dumnezeu. Noi meritam altceva. Dar harul înseamnă favoarea aceasta pe care Dumnezeu o dă unor rebeli. Prin credință. Ce înseamnă credința? Credința aceea este seninătatea copilului care vine la tine când i-ai promis un lucru și vine să ia lucrul ăla. Tu poți să-i promiți zmei. El crede că îl dai. Te ia pe cuvânt. Și unii oameni spun, e imposibil de crezut lucrul acesta, că e atât de simplă mântuirea. Prin har ați fost mântuiți prin credință. Să depinzi total de Dumnezeu. Să nu contribui cu nimica. Nu e exact așa de simplă mântuirea. Exact așa. Prin har ați fost mântuiți prin credință. Sunt suficient de mulți oameni care ne spun nouă, domnule, e o aroganță să pretinzi că poți să fii mântuit. Numai Dumnezeu știe cine o să fie mântuit. Numai Dumnezeu știe cine o să fie mântuit. Dar uitați timpul verbului aici. Prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. De ce Dumnezeu ne dă mântuirea în dar? Auziți de ce? Nu prin fapte? Ca să nu se laude nimeni. Repet, cineva ar putea să zică, totuși mântuirea asta te-ar cam lăsa să faci ce vrei tu. Ai primit prin har, prin credință, totu-i darul lui Dumnezeu. Poate în seara asta zici, mă, nici măcar nu pot să cred, nu mă pot baza pe Domnul Iisus Hristos. Biblia spune că e darul lui Dumnezeu. Roagă-te să-ți dea Dumnezeu darul ăsta. Dar poate ți se pare prea, prea extraordinar și te întreb, oare faptele noastre chiar n-au nimic de a face cu mântuirea? Au de a face cu mântuirea, dacă s-ar putea afișa versetul 10. Ia ascultați, căci noi suntem lucrarea Lui, opera Lui. Și am fost zidiți în Hristos Iisus, sau mântuiți prin Domnul Iisus Hristos. Cum? Pentru faptele bune. Biblia nu spune aici, am fost zidiți în Hristos Iisus datorită faptelor bune. Nu spune că am fost mântuiți din faptele bune, ci am fost mântuiți pentru faptele bune. Cu alte cuvinte, un om care este cu adevărat mântuit, este mântuit numai prin credință, numai prin har, nu prin fapte, dar dovada, manifestarea mântuirii lui sunt faptele bune. Așa cunoști un om că este mântuit, dacă face fapte bune. Însă se ridică o problemă foarte mare aici. Noi știm oameni care n-au nicio treabă cu Dumnezeu și fac fapte bune. Atei care fac fapte bune. Oameni care și-au donat averea săracilor și care fac fapte bune și n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Sunt oamenii mântuiți? Este o dovadă în viața acelor oameni că ei sunt mântuiți prin faptul că fac fapte bune? Nu. Pentru că fapte bune, aici nu scrie fapte caritabile, ci scrie fapte bune. Ce este o faptă bună? Dumnezeu nu cere de la noi moralitate, Dumnezeu cere de la noi sfințenie și e o diferență infinită între astea două. Care e diferența? Diferența este următoarea. Când cele mai banale lucruri ale vieții, credinciosul implică pe Dumnezeu. O faptă bună este când stai la calculator și îți vine reclama care îți vine și satana te ispitește și spui, de dragul lui Dumnezeu, eu nu apăs acolo. Chiar dacă alții ar face lucrul ăsta. Aia este o faptă bună, ai ascultat de Dumnezeu. O faptă bună este să pregătești mâncarea cu bucurie pentru soțul tău și copiii tăi. O faptă bună să vorbești frumos cu soția ta, care poate cel mai, ți se pare cel mai banal lucru. Ai ascultat de Dumnezeu. Ai făcut un lucru bun. O faptă bună este să-ți ierți partenerul. Aia este o faptă bună, pentru că Dumnezeu ți-a cerut lucrul ăla. O faptă bună este să muncești la locul de muncă, pe lângă faptul că ești plătit, faci lucrul acela pentru gloria lui Dumnezeu, că așa îți cere Dumnezeu cu toată puterea ta, aia este o faptă bună. O faptă bună este orice lucru pe care îl faci după voia lui Dumnezeu. Și de fapt la asta ne-a chemat Dumnezeu, ca întreaga noastră viață să fie umplută de fapte bune. Ca în cotidianul, obișnuitul, banalul zilei să-L aducem pe Dumnezeu. Să nu-L băgăm pe Dumnezeu numai la amvon, numai în adunare. Ci Dumnezeu să fie acasă, când sunt cu Ale, când sunt cu copiii, când satana mă ispitește să mă enervez, atunci ai de făcut fapte bune, nu altă dată. Să nu mă mulțumesc cu un lucru, cu două ore pe care le-am dat Dumnezeu, duminica sau 5 minute dimineața, când am spus o rugăciune în timp ce mă încheiam la șireturi, și să cred că aia este un lucru cu care Dumnezeu se mulțumește. Nu! Viața de om transformat este cu totul altfel. Este o viață care e umplută de Dumnezeu. Eu merg în mașină cu Dumnezeu, eu sunt acasă cu Dumnezeu, cu soția mea cu Dumnezeu, cu copiii mei cu Dumnezeu, la locul de muncă cu Dumnezeu, la școală cu Dumnezeu,
Câți copii de pocăiți care pretind prezența lui Dumnezeu în viața lor și care s-au botezat să duc la școală și să uită la aceleași mizerii, vorbesc aceleași porcării? Aia nu este viața de om transformat. În seara aceasta vreau să vă descurajez așa de mult ca să vă pot încuraja apoi. Să vă spun că moartea spirituală este o viață trăită în păcat și să vă spun că învierea la o viață nouă duce la o viață transformată, la o viață trăită după voia lui Dumnezeu. Aici este contrastul absolut. Contrastul absolut între fiii neascultării și cei care ascultă de Dumnezeu și trăiesc așa cum vrea Dumnezeu. În finalul acestui mesaj aș dori să vă încurajez pe fiecare dintre dumneavoastră care sunteți în locul acesta. Eu nu ți-am dat numele, eu nu te cunosc, dar Duhul Sfânt te știe. Și tu știi dacă Duhul Sfânt a arătat cu degetul în seara asta spre tine. Eu n-am arătat. Dar dacă a arătat Duhul Sfânt cu degetul în seara spre tine. Dacă la un moment sau altul în timpul acestui mesaj, care a fost o expunere a cuvântului lui Dumnezeu, Duhul Sfânt a spus, tu ești ăla. Tu ai venit cu argumente, Duhul Sfânt a spus, ba tu ești, uite, și te încadrezi și la următorul lucru. A, tu ai venit cu altă scuză, Duhul Sfânt a spus, nu, tu ești omul acela. Și tu poate încerci să te scuzi, dar m-am botezat. Da, ești mort spiritual, dar am cântat, dar ești mort spiritual, dar am predicat, dar tot mort spiritual ești. Și ai nevoie de o înviere. Este cea mai mare tragedie să stăm în adunare, să ne chinuim, să nu ne placă închinarea, să nu ne placă prezența lui Dumnezeu, să nu ne placă pretențiile și poruncile lui Dumnezeu. Să fim morți spiritual, să ne chinuim, să trăim pe ascuns afară și apoi să ne ducem în iad. Este o tragedie imensă. Se întâmplă lucrul acesta astăzi, să știți, din păcate. Și Apostolul Petru descrie asemenea oamenii și unii oameni nu rezistă până la capăt cu ipocrizia și cu fățărnicia și se întorc în lume. Și Petru spune despre oamenii aceia, cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată, câinile s-a întors la ce? Vărsase, scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iar și morcilor. Știți cum e cu oamenii ăștia? Și vreau să mă adresez special cu cei care sunt în adunare. Știți că e cu scroafa care se întoarce la morcilă? Scroafa vrea și ea să se pocăiască. Ascultați. Este o poveste. Și vine scroafa la adunare. Învață să cânte. Petru folosește imaginea asta, să nu vă supărați pe mine. Petru folosește, nu eu, da? Să fie clar lucrul ăsta. Învață și ea să se roage. Acum, nu știu dacă ați văzut scroafe la fanfare, da? Învață și lucrul ăsta că e necesar, da? Și iasă turma de oi, turma Domnului Iisus la păscut. Și când turma de oi a Domnului Iisus dă de o groapă plină de noroi, oile ce fac? Scroafa spune, proaste oile astea. Astea nu știu ce frumusețe de mocirlă e asta. Dom'le, mocirlă din asta vezi odată, la un an, doi. Să ratezi tu dita mai mocirlă. Dar scroafa zice, mă, dacă toate oile fac așa, nu mă arunca. Mă, opa, stai o leacă, că e altă treabă cu a fi oaie. Da? Scroafa e spălată, drăguță, de-aia face tot ritualul religios. Dar când ajunge acasă, chinuită de trăirea lângă oile Domnului, are ea o mocirlă acolo acasă în spate, să țipă o tură în ea și zice, aaa, s-a răcorit. Duminică dimineața, să spală, să dă cu far frumos, să face scroafa și vine și aici. Și tot așa, să stă scroafa în adunare și să gândește, bă, sărmanii ăștia, ăștia nu știu ce bucurii ale lumii sunt. Ăștia nu știu că le poți combina cumva pe amândouă. Să ai viața ta privată ascunsă, să ai viața ta cu curviile tale, cu hoțiile tale, cu pornografia ta, cu mizeriile tale și să ai și viața de pocăit. Eu știu că se poate lucrul acesta. Și Petru spune, nu rezici mult. Ăștia sunt oameni chinuiți. Ăștia sunt oameni care la un moment dat se întorc la mocirla aia care le-a plăcut. Și o să facă lucrul ăsta public pentru că nu mai rezistă. În seara aceasta ești chemat să vii la Domnul Iisus Hristos ca El să schimbe inima, să schimbe natura, să-ți transforme natura. Nu să te facă să te spele pe din afară, ci Domnul Iisus Hristos vrea să ne spele pe dinăuntru. Domnul nu vrea să ne corecteze comportamentele, ci vrea să ne schimbe inima, că din inimă ies toate aceste lucruri. Faceți pomul bun și roadele vor fi bune, spune Domnul Iisus Hristos. Dacă ești unul dintre tinerii aceștia, dintre adolescenții aceștia, dintre frații în vârstă poate, care o viață, am văzut oameni, o viață întreagă chinuiți în adunare, nu le-a plăcut. Nimic nu le-a plăcut. Nu le-a plăcut nici chitara, nici microfonul, nici amvonul, nici așezarea scaunelor, nimic nu le-a plăcut. Pentru că n-a suportat pe frați. Pentru că n-a fost frate. Pentru că n-a fost dintre oile Domnului. Și mereu a cârcotit și a spus ceva, Dumnezeu, în seara asta te cheamă ca să te învie la viață, să-ți dea o altă viață.
Nu e prea târziu, cât să spune astăzi, să te întorci la Dumnezeu. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi să venim cu viețile noastre. Hai să nu ne gândim la predica asta s-ar potrivi cineva. Știu eu cine s-ar potrivi la predica asta care a predicat-o fratele. Haideți să ne analizăm sincer noi înaintea lui Dumnezeu. Sunt eu un om așa cum am născut, trăiesc în aceleași păcate, numai am făcut o formă de religie, o formă de evlave, dar în viața mea nu se vede puterea lui Dumnezeu. Și Biblia spune în vremurile din urmă, vor fi oameni care vor avea o formă de evlave, dar nu vor avea puterea lui Dumnezeu. Nu-i transformare în viața mea, nu-i înviere, nu-i viața Domnului Iisus în mine. Să te oprești în seara asta, să te lași convins de Duhul Sfânt în seara asta și să vii la Domnul Iisus Hristos ca să te învie spiritual, să te mântuiască. Este cel mai mare bine pe care îl poți face pentru sufletul tău. Este cea mai mare bucurie pe care o poți face în seara aceasta cerului. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm și să stăm în această rugăciune înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi cu sufletele noastre. Iisuse Hristoase, după câteva seri,